Cum apreciați acest an politic 2016, care au mai rămas doar câteva zile până la sfârșit? A fost un an al provocărilor, a fost un an al încercărilor grele prin care a trecut și Republica Moldova, societatea în întregime, dar și clasa politică. A fost un an ca niciodată greu din punct de vedere a unor decizii și în același timp a fost un an al unei activități din partea instituțiilor și a unei mobilizări pe care la fel am văzut-o mai rar atunci când instituțiile, dar mai ales Guvernul și Parlamentul au reușit să lucreze cot la cot foarte sincronizat în așa fel încât să le reușească multe. Am impresia că uneori se făcea într-o zi ceea ce nu s-a reușit să se facă într-o lună și este și un an al realizărilor, dacă nu cantitativ, numeric, dar totuși importante, mai ales legate de obținerea programului de cooperare cu Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială și alți parteneri, precum și un început al unor reforme care, chiar dacă sunt considerate și cu siguranță vor fi calificate ca reforme fundamentale într-un stat și care nu neapărat sunt foarte ușoare pentru cetățeni, dar foarte importante pentru dezvoltarea Republicii Moldova. Este un an în care sper foarte mult și cred, sper că va fi considerat în final și de toți cei care analizează evenimentele, până la urmă un an al reușitelor și a succeselor mai mult decât a insuccesilor și a nereușitelor. Domnul președinte, dar cum explicați această grabă de a adopta multe legi pe ultima sută de metri a mandatului președintelui Timofti? În primul rând, eu nu prea le-aș lega cu ultimele zile a președintelui Timofti, dar mai mult din cauza campaniei electorale și alegerilor pe care le-am avut, deoarece să nu uităm că în Parlament la un moment dat am avut 5 candidați și noi efectiv am lucrat într-un regim mai special în Parlament, cu ședințe plenare mai puține, cu mai mult lucru în comisii și în grupurile de lucru, dar cu mai puține ședințe. Și abia după ce a fost încheiat exercițiul votului, alegerile, deja am început iarăși într-o mod accelerat. Și să nu uităm că dacă vorbim de ultimele legi importante care au fost aprobate de Parlament în ultimele 2-3 săptămâni, sunt cele importante care se referă și la anul financiar viitor. Mă refer în primul rând la legile bugetului de stat, bugetul asigurării sociale, cel medical, precum și politica fiscală, reforma pensiilor, de exemplu. Dar a existat temerea ca domnul Dodon să nu promulge aceste legi. Să creadă această impresie că vă grăbiți pe ultima sută de metri a președintelui. Ne grăbim din punct de vedere a intrării într-un an financiar nou. E bine să ai un buget la sfârșitul anului pentru anul viitor. E bine să intri într-un an bugetar cu bugetul și nu cum am avut noi cazuri când... Da, este primul caz, trebuie să recunoaștem, este primul caz în ultimii, nu știu, 7-8. Dar vedeți, de exemplu, când se adoptă bugetul până la anul nou. Vedeți, da? Acea lege care face parte din politica fiscală, ce ține din matricularea automobililor, de exemplu, exista o perioadă de 1 noiembrie și ulterior. Există politica fiscală, când se stabilesc, de exemplu, accizele, taxele și e bine să intre în vigoare de la 1 ianuarie, deoarece și oamenii de afaceri au nevoie de o previzibilitate. Dacă vorbim iarăși de bugete, că e de stat, că e asigurări medicale, toate sunt bine să fie făcute ca la carte de la 1 ianuarie. Dar domnul Dodon a zis că în același timp, ca să pe procuror ar fi putut să nu-l accepte. Dacă îmi permiteți, ați întrebat dacă ne-am fi dacă am fi avut rezerve în privința domnului Dodon prin acțiunile sale, dacă ar fi refuzat ceva. Constituția nu-i permite să refuze. Constituția, în final, îi permite să întârzie, să rețină, deoarece o lege care nu este acceptată de președintele Republicii Moldova poate fi expediată înapoi Parlamentului pentru a fi reconfirmată sau acceptate pozițiile, argumentele președintelui. În cazul importantelor legi de care vorbim noi, am fi avut o întârziere. În final, Parlamentul, majoritatea parlamentară, precum a votat prima dată, ar fi votat și a doua oară. Doar că am fi avut o reținere de 30 de zile, de 45 de zile, fiindcă astea sunt procedurile. Și atunci am fi intrat într-un an nou, fără buget, fără politică fiscală. De exemplu, mă întrebau de unul câțiva experți, la fel, în privința
acordului ce ține de deschiderea biroului NATO. Dacă președintele Dodon ar fi împotrivă și ar fi refuzat. Da, este adevărat, Constituția îi permite să refuze prima dată și să vină cu argumente în adresa Parlamentului de ce refuză să fie aprobată acea lege, promulgată acea lege, dar în final, la a doua votare, la reconfirmarea poziției Parlamentului, președintele, indiferent de nume, președintele Republicii Moldova este obligat să semneze promulgarea legii. Ar fi întârziat. Noi, vom mai vorbi despre relațiile cu președintele, inevitabil, dar eu sunt aproape sigur că țara va ajunge în situația când președintele nu va promulga anumite decizii. Dar eu cred că primul examen va fi când va trebui să numească ministrul apărării. Și se reușește probabil până vineri, nu știu. Și atunci ce se va întâmpla? Președintele nu promulgă și a doua oară și Constituția nu spune foarte clar, puteți declanșa procedura de impeachment a președintelui, care acum se efectuează, de fapt, prin referendum, va merge Parlamentul la o asemenea tensionare a relațiilor cu președintele? În primul rând, evident, Constituția nu reglementează toate situațiile. Sigur, în mod expres. Și noi, pe parcursul celor 25 de ani, puțin din istoria Republicii Moldova, noi nu am avut un caz în care să existe un blocaj instituțional în felul în care îl descriți. Cu siguranță, președintele ar trebui să aibă argumente foarte bine argumentate, într-un fel, motivate, privind decizia sa de a nu face ceva. În același timp, eu sper că el se va ține și de declarația pe care a făcut-o, că va fi cel care va respecta Constituția și legea fundamentală fiind Constituția. Declarația a fost prea mult în campanie electorală. Până la urmă, eu sper că, cel puțin în ceasul al 12-lea, fiecare trebuie să înțelegem de noi că poziționarea politică și doctrinară și viziunea, inclusiv făcută prin declarații în campanie electorală, e una, dar în final noi avem o lege pe care trebuie să o respectăm. În cazul în care ar apărea o astfel de situație, că nu pot băga mâna în foc că nu ar apărea, atunci, cu siguranță, în primul și în primul rând, e rolul Curții Constituționale să interpreteze situația și să găsească calea de a soluționa juridic problema și, de ce nu, în final, la încălcarea Constituției, că ați menționat procedura de suspendare, impeachmentul pe care îl menționați, în Parlament, Constituția prevede că în Parlament se suspendă președintele ca ulterior, prin referendum, să fie demis. În 30 de zile? Ca pe urmă să fie demis. Suspendarea, chiar și în Parlament, nu este una care poate fi folosită în mod abuziv. Trebuie să existe o argumentare, trebuie să existe o motivație făcută și de Curtea Constituțională, trebuie să existe o explicație a președintelui care este, care cade sub suspendare. Există o procedură prevăzută de Constituție care nu este deloc ușoară. Există un anumit număr de celor care trebuie să semneze, trebuie să treacă tot felul de proceduri. Dar eu sper foarte mult ca noi să nu ajungem. Noi vorbim ipotetic doar și sper foarte mult să nu ajungem la o astfel de procedură, deoarece Republica Moldova nu are nevoie de crize instituționale și de instituții care se bat cap în cap, indiferent că Constituția prevede sau soluționează anumite situații. Noi avem nevoie de soluții pentru țară. Noi avem nevoie de progres și de dezvoltare, nu de regres și de crize. Noi am avut anul 2015, care a fost un an al crizelor, al crizei politice în care au căzut și guverne, și Republica Moldova a avut o mare pasă înapoi în dezvoltare în acel an, în 2015. Nici creștere economică, dezamăgirea cetățenilor, dezamăgirea partenerilor noștri externi. Și în anul 2016, doar cu muncă, aș zice chiar uneori titanică, noi am reușit cât de cât deja să schimbăm percepția care venea din anul 2015. De aia eu sper foarte mult că noi nu vom ajunge la astfel de blocaje și rațiunea, inteligența, înțelepciunea tuturor celor care sunt în procesele respective și care conduc instituțiile va prevala față de emoții și culorile politice. Domnul președinte, dar precizați totuși, până vineri Moldova, Guvernul Republicii Moldova va avea un nou ministru al apărării? Îmi este greu să vă răspund la această întrebare pentru simplu motiv că ține doar de relația guvern-președinte. Parlamentul nu este implicat.
Subiectul ăsta nu a fost discutat în detaliu nici în cadrul majorității parlamentare. Exact. Astăzi avem ședința Consiliului Majorității, precum avem în fiecare zi de marți seara, în mod obișnuit. Eventual se va discuta și acest subiect, dar până la urmă ține doar de relația prim-ministru, guvern și președinte. Și de președinte în mod special, fiindcă el e cu penița pe decretul de revocare sau de schimbare sau de numire a unor miniștri. Domn președinte, eu am vrut să revenim la început, când ați menționat legea bugetului, politica bugetară fiscală, ați vorbit și despre reforma sistemului de pensii. Este o chestiune de importanță și este un subiect de care este interesată toată lumea. Cu părere de rău, impresia mea este că s-a făcut iarăși în mare grabă. Ministerul a anunțat discuții publice care trebuiau să continue până la 14 sau 16 decembrie. Legea a fost adoptată mai devreme, ministerul nu prea a venit cu explicații și legea intră în vigoare de la 1 aprilie 2017. De ce aici a fost atâta grabă și chiar s-au comis unele greșeli sau rectificări de principiu au fost pe ultima sută de metri, inclusiv cu vârsta de pensionare, inclusiv categoriile de pensionari care vor avea privilegii. De ce aici? Și am înțeles că nu este o condiție a Fondului Monetar Internațional, după cum se vorbește în societate. Este adevărat, nu este o condiție a Fondului Monetar Internațional, dar este o condiție, dacă vreți să o pun, accentuez și folosesc același cuvânt, pentru noi toți, pentru a tăia cercul vicios al sistemului actual, tot ce ține de sistemul de pensii și mai ales sistemul privilegiaților. Fiindcă, cu regret, în 20 de ani de zile noi am creat categorii privilegiate și am denaturat sistemul de pensie de la elementul contribuție și pensie. De aia noi avem la ora actuală categorii de cetățeni care beneficiază de 80% din salariul lor ca și pensii și avem o mare parte a cetățenilor Republicii Moldova când ajung la vârsta de pensionare și primesc de la 15 până la 25 sau maxim 30% din venitul precedent. Noi avem o mare majoritate a cetățenilor, sunt undeva 70% din pensionari care primesc pensii încă sub minimul de existență. Minimul de existență fiind 1300 și lei, până în 1400. Nu mai poate continua în felul ăsta. Reforma pensiilor, dacă s-o privim ca și concept, poți să o discuți ani de zile să o pregătești. Și oricum vei avea o categorie de cetățeni sau instituții care nu sunt mulțumiți și vor avea întotdeauna obiecții și vom avea pe alții care vor încerca cel puțin să miște lucrurile. Este adevărat, sau mai bine zis, guvernul a încercat să comunice, ministerul a încercat, chiar și prim-ministrul l-am văzut în câteva emisiuni, au avut și un plan de comunicare. Însă noi încercăm să recuperăm foarte mult. De aia noi nu mai trăim într-o lume obișnuită în care poți să elaborezi o lege un an de zile și să te consulți. Noi trăim într-o lume a schimbărilor și a decalajului mare, a întârzierilor atât de mari încât noi trebuie uneori să facem lucrurile într-o zi când de fapt ele ar fi trebuit să fie sau în experiența anterioară se făceau în 10 zile. De aia că reforma pensiilor a fost discutată o lună și o lună jumătate și săptămâna trecută a fost aprobată și se va implementa, apropo, nu de la 1 aprilie, dar legea intră în vigoare de la 1 ianuarie, unele efecte deja sunt de la 1 aprilie după aia în vară, este pentru că deja cetățenii, o parte mare dintre cetățeni, să simtă, inclusiv în buzunarul lor, efectele legii, majorarea pensiilor, de la 1 aprilie. Căci de altfel, dacă nu făceam acum, trebuia iarăși cu întârziere să mergem poate până în toamna anului viitor și așa mai departe. Reforma pensiilor nu este cerută într-adevăr de partenerii noștri, dar este extrem de importantă. Căci dacă nu luăm o decizie astăzi, mâine s-ar putea să fie târziu. Să vorbim și despre un alt proiect de lege, cel care ține de amnistia fiscală. Opinii multe, pro și contra, dumneavoastră sunteți unul dintre autorii acestui proiect de lege. Liberalizarea capitalului, da? Se cheamă, da, oficial. Așa se zice. De ce credeți că este oportună o astfel de amnistie până nu a fost elucidat nici măcar parțial scandalul celor trei bănci buclucașe? În primul rând, nu este o lege ce ține de amnistie fiscală. Nu e amnistia fiscală în sensul în care o cunosc toți. Da. Noi vorbim despre... Legea are două părți. E stimularea fiscală, când încurajăm
întreprinderile, deci încurajăm companiile să-și plătească datoriile pentru a fi iertate penalitățile sau sancțiunile de întârziere. Dar în mare parte se referă la liberalizarea capitalului. Și nu este un secret pentru nimic că Republica Moldova, noi avem peste 30% din produsul intern brut, e economia tenebră. Aceasta este o modalitate. Chiar un buget s-ar afla. Sunt estimări diferite. Eu vorbesc din punct de vedere a analizelor făcute de Banca Mondială, fiindcă am încrederea cea mai mare în expertiza promovată de Banca Mondială, mai ales și prin... îi consideră independenți, imparțiali față de mulți din țară și cu o anumită analiză tehnică bună. Și liberalizarea capitalului este unul din instrumentele. Și în experiența internațională, multe state arată că este unul dintre cele mai eficiente instrumente prin care reușești să aduci ceea ce e în tenebru în economie albă. S-au ridicat anumite semne de întrebare și speculații ce ține dacă această lege eventual ar ierta sau ar ajuta pe cei care au fost implicați în fraude bancare și nu doar. O mai menționez și astăzi, așa cum a făcut-o și în plenul Parlamentului, că legea cu fir roșu va urmări în așa fel încât să fie clar specificat și inclusiv prin legislație subsidiară că toți cei care au avut sau sunt parte la fraude, indiferent că e fraudă bancară, activitate economică infracțională, spălarea de bani, finanțarea terorismului, nu vor avea niciun fel de excepție și nu se va aplica legea lor pentru a-i declina de răspundere. Și lucrul, de fapt, nu poate fi altfel, deoarece Republica Moldova este parte la foarte multe mecanisme internaționale și convenții internaționale privind combaterea spălării banilor, finanțarea terorismului, lupta împotriva criminalității economice și lupta împotriva corupției. Și mai mult ca atât, legea a fost votată în primă lectură. Și în a doua lectură, și a doua lectură nu va fi votată până nu va exista o expertiză completă și pozitivă din partea Fondului Monetar Internațional, Banca Mondială, Banca structurile europene. Banca Mondială se pare că a zis că e împotrivă. Banca Mondială nu spune că este împotrivă sau este pentru. Întotdeauna organizațiile internaționale de calibru băncii mondiale vin cu expertiza legii și spun așa ar trebui să arate legea. Și deja am primit și o scrisoare cu propuneri și obiecții pentru a îmbunătăți legea. Dar trebuie și cetățeanul să înțeleagă că este o intenție de a trece de la acea economie tenebră 30% pe care le estimăm noi în economia albă pentru a crește baza impozabilă și pentru a avea impozite și încasări la buget și în același timp nu ține de vreo declinare a responsabilității. Dar noi suntem în program cu Fondul Monetar Internațional. Noi avem cooperare cu Banca Mondială. Noi suntem stat asociat la Uniunea Europeană prin acordul de asociere. Și nici într-un caz noi nu vom aproba legea până nu vom avea expertiza de la toate instituțiile pe care le-am menționat. Asta însemnând că ar putea să fie votată când? În a doua lectură. Asta înseamnă, practic, procedural, că abia prin februarie am putea să revenim la discuții. Dar nu neapărat la vot. Dar nu neapărat la vot. Foarte mult contează de expertiza pe care noi o să avem și discuțiile pe care le vom avea cu experții. Pentru că experiența anterioară, ceea ce s-a făcut în 2007, în 2008, nu prea a avut efect pozitiv. Doar au avut scutire de impozite și oamenii atunci când știu că eventual poate veni altă amnistie peste 5 ani, oamenii nu plătesc impozite, deci are efect. Și demotivați pe cei care sunt care plătesc. Niciodată, foarte conștienți niciodată că trebuie așa să plătească numită amnistie impozite. Pe care ați menționat-o, deși legea asta nu e o amnistie în sensul liberalizarea capitalului. Dar niciodată amnistia nu e privită în societate, sau mai bine zis, întotdeauna este privită ca fiind ceva inechitabil, nefiind moral. Da, pe cineva îi nedreptățești, pe altcineva îi încurajezi. Dar noi ar trebui, fiindcă de 25 de ani noi n-am făcut-o. Dar la un moment dat noi ar fi trebuit să tragem linia, să întoarcem pagina și să începem să toți, dar absolut toți, că indiferent că e mediul de afaceri, că sunt funcționari, că sunt cetățenii de rând, ar trebui să jucăm după unele reguli corecte. Noi avem foarte mulți cetățeni care au obținut remitențele de peste hotare, au făcut anumite investiții și nu și-au declarat bunurile pe ei, dar pe alții. Din diferite motive. Nu intrăm acum în cauzele acestui comportament.
Dar acum trebuie să găsim anumite posibilitate ca toți să se simtă liberi și ușori în a-și trece proprietățile pe numele lor, să-și plătească impozitele și în același timp să vedem care este situația Dar reală. Dar multă lume și în special reprezentanții societății civile au înțeles acest lucru ca o chestie care permite funcționarilor, în primul rând, să-și legifereze avuțiile dobândite ilegal, prin corupție, pentru că de la 1 iulie 2017 începe să activeze Autoritatea Națională de Integritate și ea nu va avea dreptul să revină la ceea ce a fost legiferat deja. Bunurile dobândite prin infracțiune, inclusiv prin abuz de serviciu, nu sunt considerate bunuri obținute legal. Și lucrul ăsta nu va fi schimbat regimul lor nici Dar se va declara și se vor plăti 2%. Nici printr-o lege de amnistie sau lege de liberalizare. Legea are o puțin altă motivație, dar așa cum am menționat, ea va fi aprobată de Parlament doar când va exista un consens clar și inclusiv în societate. Și a apărut și o reacție de la București. Societatea civilă de acolo a cerut președintelui guvernului, Parlamentului să stopeze asistența financiară pentru Republica Calificând Moldova. Calificând greșit legea ca fiind o amnistie fiscală, ceea ce nu este. Am citit și inclusiv demersul făcut de societatea civilă. Am fost surprins, neplăcut, de fapt că nici societatea civilă a noastră nu este foarte bine informată uneori, chiar la audierile publice pe care le-am avut, am văzut că oamenii ghicesc prevederile legii, dar nu știu exact prevederile ei. Dar, iarăși, până nu va exista un compromis și mai ales până nu va exista o expertiză internațională pusă la punct, noi nu vom merge în lectura a doua. Da, prima, că ar putea și prima să nu lectură, mai fie votată. Prima lectură este intenția, a doua lectură și lectura finală este, de fapt, atunci când se finalizează legea. Noi avem cazuri când legea este perfecționată într-un fel în care își pierde poate 80% din versiunea inițială. De aia, dacă este cazul noi să o perfecționăm, o vom face cu siguranță. Și mai mult ca atât, așa cum am menționat, suntem într-un program cu Fondul Monetar Internațional, într-o cooperare cu Banca Mondială și cu alți parteneri noștri care trebuie să comunicăm pe marginea acestei legi. Domnule președinte, să continuăm vorbind despre relația Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Se discută foarte mult și pe marginea acestui subiect. În presa occidentală am citit că Moldova ar fi una dintre țările care obosește Europa. Pe de altă parte, demnitarii de la Bruxelles se arată în continuare dispuși să sprijine Republica Moldova pe calea eurointegrării. Aceste 90% din angajamentele pe care guvernarea zice că le-a onorat din planul de asociere Republica Moldova-UE, cum sunt înțelese de simplu cetățean? Care sunt beneficiile pentru cel de la firul ierbii? Asocierea nu doar a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, experiența arată și în privința altor state, dar și asocierea Republicii Moldova la Uniunea Europeană nu este un proces ce durează o zi, un an. Ar putea să dureze 5 ani, ar putea să dureze 10 ani, în funcție de cât de buni suntem noi în reușita de a ne face temele pe acasă și, cum arată Uniunea Europeană, fiindcă după cum a arătat și anul 2016, se schimbă și Uniunea Europeană ca un organism viu. Se dezvoltă, unele state decid să iasă din Uniunea Europeană, cum e cazul Marii Britanii. Cetățeanul va simți în final acordul de asociere și cel de liber schimb prin transformările care sunt în societate, la nivel de instituții. Dacă vorbim de lege, executarea legii, întocmai, lipsa birocrației, lipsa corupției sau foarte diminuat fenomenul corupției în Republica Moldova. Instituții puternice, mai puțin relații, mai mult lege în relația cetățeană-instituție, domenii transformate chiar și în economie. Dacă vorbim de securitatea statului din punct de vedere energetic, vedem că sunt deja unele progrese ce ține de gazoduct sau de interconexiunea România sau Uniunea Europeană în Republica Moldova. Chiar dacă astăzi 20 decembrie 2016, după o anumită perioadă de scurtă, relativ scurtă, de asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, cetățeanul încă nu simte întru totul schimbare, dar e un proces continuu, e un proces care cu siguranță va da rezultate la un moment dat. Când vorbim de
de piață deschisă a Uniunii Europene față de producătorii noștri, ceea ce înseamnă locuri de muncă, ceea ce înseamnă economie, ceea ce înseamnă salarii, ceea ce înseamnă o educație mai bună, un sistem de sănătate mai bun, ceea ce înseamnă o poliție reformată, ceea ce înseamnă drumuri mai bune. Deci ele toate trebuie privite în complex. În unele noi am excelat prin performanță, în altele încă avem foarte multe de făcut și anul 2015 sau anul 2000, o parte din anul 2014 cu regret ne-a adus și un regres în chiar și în dezvoltările, în transformările pe care noi am fi vrut să le avem. Nu e de neglijat chiar și acordul de asociere, care prevede clar, care este, dacă vreți, un ghid de cum trebuie noi să transformăm Republica Moldova în următoarea perioadă. Mult se vorbește mai recent de Republica Moldova viitor membru sau când noi vom intra în Uniunea Europeană. Păi dumneavoastră, vom intra în Uniunea Europeană? Pe ați promis că în 2018 depuneți cerere la Republica Moldova Bruxelles trebuie pentru să fie, ca Moldova să adere să la UE. Fie eligibilă pentru a depune cerere. Momentul depunerii cererii și a deveni membru poate să mai dureze o perioadă. Dar noi în anul 2018 trebuie să fim eligibili pentru a depune cerere. Ceea ce înseamnă că condițiile de bază ce ține de instituții, de lege, de economie, tot ce înseamnă stat de drept, funcționează. După care există perioada de asociere și există perioada de preaderare, care la fel poate dura 3-5 ani de zile și care este o foarte importantă perioadă de investiții de capital și de tehnologii în țara care merge pe parcursul de preaderare, inclusiv și din punct de vedere a contribuțiilor financiare din partea Uniunii Europene în acea țară, dar și a transformărilor. Deci, dacă vă aduceți aminte, state ca România, Polonia, Cehia au avut saltul de dezvoltare nemijlocit în perioada preaderării, atunci când s-a negociat acordul de aderare la Uniunea Europeană. Credeți că veți reuși să depuneți, adică va fi eligibilă Republica Moldova în 2018 sau asta va fi legat de campania electorală de atunci, va fi un gest electoral? Nimeni nu are intenția să facă doar gesturi, doar de menirea gesturilor. Depunerea cererii de aderare la Uniunea Europeană este un gest cu efect juridic. Nu cred că este cazul să speculăm chiar și electoral acest subiect. Trebuie să facem tot posibilul ca anul 2016 să fie încheiat cum ne l-am propus noi, iar anul 2017 și 2018 să fie anul al transformărilor în care noi să devenim eligibili pentru a deveni membri ai Uniunii Europene, ceea ce înseamnă depunerea cererilor și intrarea într-o altă fază de preaderare. Iar socialiștii nu renunță la ideea că acordul de asociere trebuie denunțat. Și domnul Dodon nu prea era încântat de acest parcurs sau cel european modificat al Republicii Moldova. Ce se întâmplă în asemenea caz? Singura instituție care denunță acordurile internaționale sau care le ratifică este Parlamentul Republicii Moldova. În Parlamentul Republicii Moldova avem o majoritate parlamentară foarte consolidată și care vine cu suportul plenipotențiar guvernului și orice intenție a președintelui, indiferent că e declarativă sau prin acțiune, de a denunța sau a renegocia acordurile, îi aparțin doar dumnealui și va fi limitat în competențe precum prevede Constituția. Majoritatea parlamentară actuală în Parlament și Parlamentul Republicii Moldova nu va merge spre niciun fel de denunțare sau renegociere. Dar se pare că și Moscova insistă pe ideea ca Moldova să pună undeva în sertar acest acord de asociere și să revină atunci sau când va fi invitată la discuții negocieri trilaterale pe platformă trilaterală Republica Moldova, Rusia, UE. Nu aparține nici Moscovei, nici altei capitale decizia de cum e mai bine pentru Republica Moldova, decât însăși a cetățenilor și a elitelor politice din Republica Moldova. Alegerea noastră a fost să fim membru stat asociat la Uniunea Europeană și să ne dezvoltăm în așa fel încât să reușim să ne modernizăm, să ne transformăm spre bine țara, ca într-o bună zi să devenim eligibili și să devenim membri a Uniunii Europene. Este singura cale prin care noi o considerăm cea mai calitativă și din punct de vedere a timpului cel mai ușor de realizat, doar devenind membri a Uniunii Europene. Dar ce ar putea să reușească domnului Dodon în îmbunătățirea relației Moldo-Rusia?
Domnul Dodon a vorbit și în campania electorală, să vedem cum își va menține mesajul și devenind președinte. Dar, din câte am menționat, dumnealui ar vrea să convingă autoritățile ruse, ceea ce e bine, să ridice embargoul pentru produsele moldovenești, care consideră acel embargou ca o decizie pur politică, fără nicio motivație economică. Și doi, să creeze condiții mai flexibile și mai bune pentru cetățenii Republicii Moldova care locuiesc și muncesc în Federația Rusă. Dar dacă Rusă se ajunge la această înțelegere între domnul Dodon și liderii Federației Rusie, credeți că Rusia îi va face domnului Dodon un cadou pe care să nu-l condiționeze? Aparține Rusiei, e deja o astfel de decizie, dar orice decizie va fi acceptată de noi, nu în detrimentul căii de modernizare a Republicii Moldova prin integrare europeană. Și tot aici... Nu vom plăti un preț atât de scump pentru a accepta o soluție în detrimentul integrării europene. Și tot aici președintele ales Igor Dodon a declarat de mai multe ori că va iniția procedura de semnare a unui memorandum cu Uniunea Euroasiatică. În cazul în care acest document va fi semnat, președintele are dreptul și va veni în Parlament pentru ratificare, care ar fi reacția Parlamentului, majorității parlamentare. Da, dar cine pregătește acest memorandum? Eu aș vrea să vă dau răspuns prin prisma experienței proprii. În anul 2001 eram în Parlamentul Republicii Moldova ca și consultant în Comisia pentru Politică Externă. Deci funcționar în cadrul Parlamentului. Și atunci au venit la guvernare comuniștii. Președintele Comisiei a devenit acum colegul meu de Parlament, domnul Neguță, în care dumnealui m-a rugat, fiindcă există o dispoziție și la nivel de partid, să fie pregătite actele pentru Republica Moldova să intre în Uniunea Rusia-Belarus. I-am spus-o atunci domnului Neguță, pe care îl respect foarte mult, dar am spus-o și atunci. Consider că Comunitatea Statelor Independente, CSI-ul, este de fapt un eșec. Și lucrul ăsta cam noi toți să-l vedem, fiindcă sunt unele avantaje economice sau politice, dar pentru Republica Moldova în realitate mai puțin, iar integrarea Republicii Moldova într-o uniune cum e Rusia-Belarus, în general e ceva ce ține de domeniul fantasticului și este irealizabil și nu văd niciun viitor. Lucrul ăsta o să îl spun și domnului Dodon ce ține de Uniunea Euroasiatică. Și domnul Neguță, care probabil va fi consilierul președintelui pentru politică externă. Consilier. Consider că la nivel de declarații și intenții sună foarte frumos. E bine că Republica Moldova este poziționată și geografic între est și vest. E bine ca noi să beneficiem de locația noastră, poziția noastră geografică, dar și de faptul că suntem parcă veniți dintr-un sistem, cel al Uniunii Sovietice, cunoaștem și limba rusă, cunoaștem sistemul, dar în același timp suntem foarte occidentali din punct de vedere al apropierii noastre față de Uniunea Europeană și țările din Occident. Și noi am putea să balansăm și să beneficiem de ambele sisteme. Dar lucrul ăsta nu înseamnă în detrimentul a unui sistem. E bine să avem relațiile pe care le avem sau ar fi bine să avem relații și mai bune cu Federația Rusă, cu fostele state din Uniunea Sovietică, mai ales economice, bazate pe acordurile de liber schimb, dar în același timp suntem stat asociat la Uniunea Europeană și avem un acord de liber schimb cu Uniunea Europeană. Iată de ce. Dacă semnarea și ratificarea unui acord de a intra, de a deveni membre în Uniunea Euroasiatică înseamnă în contradictoriu ieșirea din acordul de liber schimb și din acordul de asociere cu Uniunea Europeană, atunci pasul ăsta niciodată nu va fi făcut în actualele condiții. Dar un memorandum de cooperare nu contravine, nu? Nu știu ce înseamnă acest memorandum. Haideți să trăim și vom vedea. Dacă e doar o hârtie semnată de unii lideri, un document care arată doar bune intenții și nu aduce niciun prejudiciu acordului de asociere și cel de liber schimb cu Uniunea Europeană, și dacă juridic lucrul ăsta se poate întâmpla, de ce nu? Dar nu aș băga mâna în foc. Vreau să văd inițial ce fel de document e ăsta. Domn Candu, vă întreb ca pe un politician cu mare experiență. Totuși,
Poate fi îmbunătățită relația Republicii Moldova cu Federația Rusă ocolind Ucraina? Noi trăim unele realități și trebuie să ducem o politică bazată care efectiv ține cont de aceste realități. La ora actuală e un conflict armat în Ucraina. La ora actuală există o relație lipsită de încredere între Ucraina și Rusia. În același timp, noi trebuie să ne construim o relație pragmatică cu Federația Rusă, Ucraina că e vecinul nostru, evident, dar și cu Federația Rusă, de care suntem atât de dependenți, mai ales din punct de vedere a surselor energetice, am fi vrut să rezolvăm și problema migranților, ar fi vrut să rezolvăm și problemele ce țin de piața Rusiei, care este o piață importantă. Dar, repet, relație pragmatică, bazată pe poziții egale și respect reciproc între state. Nu poziție dominantă și de subordine, dar poziție de egal, așa cum e de fapt prescris în regulile dreptului internațional. Și consider că există o anumită șansă ca să creăm astfel de, să avem o astfel de cooperare, luând în considerare chiar și subiectul Transnistriei, în care Federația Rusă are interes, are și prezență militară, există o susținere a clasei politice din Transnistria. A existat chiar și o implicare la nivelul alegerilor. Dar se zice că nu ar exista un document bilateral care se prevadă retragerea armatei ruse de pe teritoriul Republicii Moldova. Există foarte multe documente la nivel internațional, inclusiv cele sub egida Organizației dar nu pentru, cele două pentru state. Securitate și Cooperare Europeană. Vă referiți între Republica Moldova și Rusia. Aici, probabil v-aș da dreptate, că nu s-a ajuns niciodată să se agrieze acest lucru pe bilaterală, dar în formatul 5+2 a fost discutat de multe ori acest lucru și noi, ce ține de Transnistria, nu discutăm neapărat doar pe linie bilaterală, pe dimensiune bilaterală, ci pe o dimensiune multilaterală când discutăm și despre ceilalți garanți sau moderatori la proces. Dacă suntem la acest subiect, când Republica Moldova, Chișinăul, va avea un proiect de document pentru reglementarea acestui diferendum? Pentru că, deocamdată, nu am văzut un document. E aceeași întrebare pe care o dau și eu colegilor care sunt implicați nemijlocit în procesele respective. Am auzit și răspunsul că s-ar putea în februarie să avem o viziune. Unii colegi zic că la Ministerul de Externe, în parcursul timpului și în birou de reintegrare s-a lucrat la ceva documente genul ăsta și care exista anumit concept. Dar în același timp trebuie să înțelegem că orice concept nu ar exista, el trebuie să răspundă la întrebările realității. Tot ce ține astăzi de relația Republica Moldova-Rusia, locul Ucrainei și, în general, cum vedem noi integrată regiunea transnistreană în Republica Moldova. Sunt modele diferite de reintegrare. L-am auzit pe președintele ales, domnul Dodon, vorbind despre federalizare. Chiar și federalizarea presupune alte modele. Încă n-am avut o discuție pe acest subiect. Unii experți spun că el ar fi preluat ideea încă din planul COSAC, plan pe care îl propunea Rusia cu ani în urmă. Și acolo era prevăzut și o variantă de federalizare. Mă voi reține a da aprecieri unor documente, mai ales care nu există. Modele, discuții anterioare au fost inclusiv planul COSAC, legalizată prezența Federației Ruse Armate acolo sau nu, autonomie largă, statut special, elemente de suveranitate. Nu voi da aprecieri pe moment. Cert este faptul că, cu regret, la ora actuală noi nu avem pus pe masă nici pentru parteneri, nici pentru noi înșine un document care ar presupune viziunea noastră. Idei sunt multe, modele sunt diferite, de la Puerto Rico până la Hong Kong și insule altele. Island. Și insule Island. Cert este că avem nevoie, 1, de comunicare, 2, de progres pe mai multe dimensiuni, inclusiv cele umanitare. Noi am avut unele exemple bune în anul 2015 și 2016. Dacă mă refer, de exemplu, anul 2016, am avut și acele progrese în discuții și în comunicare sub egida președinției Germania-OSCE. Dar liderii de la Tiraspol, ei zic că nu-și văd alt viitor decât a integra regiunea transnistriană în componența Rusiei. Eu cred că ține mai mult de o declarație politică decât de declarație
care poate fi... Campanie electorale. Sau ce ține mai mult de campanie electorale. De ce statutul UTA Găgăuzierii nu este propus ca model pentru regiunea Transnistria? Exact asta vreau să vă întreb. Dacă Găgăuzia ar servi un exemplu și aș vrea să vă rog să răspundeți în limba rusă la această întrebare, dat fiind și interesul Găgăuziei. Dacă îmi permiteți să vă facem inițial o introducere în română. Noi am avansat în tot ceea ce înseamnă statutul Găgăuziei din punct de vedere juridic. Avem prevederi și în Constituție, avem și în lege, dar regret că uneori autoritățile centrale au desconsiderat sau nu au respectat întru totul ceea ce a fost agreat în perioada 93-94. Și lucrul ăsta ne-l atenționează și partenerii noștri străini, partenerii noștri de dezvoltare. Și Comratul insistă să mai îmbunătățiți acest statut. Și Comratul insistă și de aceea am și intensificat cooperarea cu autoritățile locale a Găgăuzii. Există o cooperare mai bună ca în perioada anterioară la nivelul executivului, atunci când vorbim despre guvern și executivul de la Comrat, condus de doamna Bașcanul Găgăuzii, doamna Vlah. La fel, în acest an a existat ca niciodată o cooperare și o comunicare mult mai bună între reprezentanții Adunării Populare a Găgăuzii și Parlamentul Republicii Moldova. Am avut și în continuare există și vom intensifica grupul de lucru formal și informal de comunicare între membrii Adunării Populare și Parlamentul. Va îmbunătăți acest statut, prevederile lui? Statutul ca atare nu e de îmbunătățit. Toate elementele sunt. Statutul, mai bine zis, urmează să îmbunătățim legislația subsidiară statutului. Tot ce ține și de codul fiscal, tot ce ține de legea privind la organizarea teritorială, administrația publică, tot ce ține de proceduri penală, civilă, când vorbim despre instanțe de judecată, alte instituții. Deci noi vorbim de unele derivate ale statutului în restul legislației. La acest capitol trebuie să lucrăm și cu siguranță vom avansa. Domnule președinte, am vorbit despre mai multe reforme. Vroiam să vă referiți și la reforma administrației publice, în special administrației publice centrale, care se discută foarte mult că se va reforma. E și asta una din acele reforme fundamentale care sunt necesare pentru Republica Moldova și aici nu mă refer doar la tăierea unor ministere sau a unor agenții, nu doar la faptul că din 16 ministere vom avea 10 sau 9 ministere, dar lucrul cel mai important este în simplificarea procedurilor și tăierea birocrației care există. Trebuie să facem în așa fel încât cetățeanul să se simtă că instituțiile sunt pentru el și nu el pentru instituții. Și apoi există o greutate, o povară, prea mulți funcționari, prea multe cheltuieli publice, prea multă povară pe stat. În general, pe construcția statului. De aceea, Republica Moldova merită să aibă o administrație publică centrală, simplă, eficientă și puțin costisitoare. Sunt foarte multe exemple în lume, dacă îi să luăm, de exemplu, Ungaria sau Elveția, unde există guverne compacte și foarte eficiente. Și lucrul ăsta ne dorim fără și noi. Fără reformarea administrației publice, este imposibil să europenizezi Republica Moldova. Da, fiindcă instituțiile trebuie să fie, pe lângă a fi puternice, trebuie să fie și eficiente. Eu, ca cetățean de rând, vreau să simt lucrul ăsta, că mă adresez unei instituții, rezolv rapid problema și am... Dar pe unii funcționari strânge în spate aceste disponibilizări care urmează. Misiunea statului este să asigure că cei care vor pleca din funcții publice să se regăsească în alt domeniu. Asta presupune și crearea locurilor de muncă, asta presupune și o anumită educație, chiar traininguri noi, școlarizare nouă, în așa fel încât toți să se regăsească care sunt apți și care au dorință să muncească. Veți reuși această reformă la nivel de guvern, ținând cont de faptul că și domnul Ghimpu cam s-a expus împotrivă chiar săptămâna aceasta. Nu cunosc domnul Ghimpu să fie total împotrivă. A spus că ar fi bine atunci când e începutul de mandat. La mijloc de mandat nu are rost. Evident, e mai bine să începi să construiești ceva când mai ai 4 ani.
dar noi am ajuns la punctul ireversibil și la fel ca în reforma pensiilor, nu mai putem aștepta. Și ar trebui să existe, deja există o voință politică, există o înțelegere de principiu și în cadrul majorității parlamentare că o astfel de reformă este necesară și trebuie să o facem. Și iarăși, președintele Dodon nu vă crea impedimente în acest sens? Constituția nu-i permite să ne pună piedici. De aceea ține și de executarea legii de către dumnealui. Cât de puternică e coaliția majoritară în Parlament astăzi? Astfel precum a fost puternică de la început, e și în continuare. Nu a existat nicio problemă care ar pune sub semn de întrebare consolidarea coaliției majoritare. Dacă apar fisuri în cadrul PL, ar putea să afecteze această stabilitate în cadrul coaliției majoritare? Sper foarte mult că fisuri nu vor fi în cadrul PL, deoarece este foarte important fiecare element al și component al coaliției, dar în același timp sunt 55 de deputați dedicați și cu un spirit foarte bun și consolidat de echipă, care muncesc cot la cot în așa fel încât să avem reușitele pe care le-am avut și în anul 2016 și în următorii 2 ani. Alegerile parlamentare anticipate sunt excluse cu siguranță, cu certitudine? Nu văd nici motive juridice și în circumstanțe juridice și nu aș vedea nici motive politice de ce am merge la alegeri parlamentare anticipat față de perioada prevăzută de Constituție. Și alegerile din 2018, alegerile ordinare din 2018, ar trebui să aibă loc conform unui nou sistem electoral, sistem electoral mixt? Nu am discutat acest lucru în majoritatea parlamentară. Cunoașteți foarte bine că una din ideile cu care a venit Partidul Democrat acum vreo 2 ani de zile era să schimbăm sistemul din sistem uninominal din sistemul proporțional pe care îl avem în sistem mixt, fiindcă astfel deputatul ar fi mai aproape de cetățean și cetățeanul mai aproape de deputat. O arată și experiența altor state. În România, din contra, zic că nu a luat foc această idee și că s-a produs o dezamăgire. În România, în continuare, există un sistem diferit față de sistemul nostru. Există circumscripțiile numite colegii și deputații vin cu mandat din acele colegii, lucru care probabil ar trebui și noi să-l examinăm dacă ar aduce avantaje Republicii Moldova și clase politice, dar și cetățenilor. Legea asta va fi adoptată până la alegerile din 2018? La care lege vă referiți? La ora actuală nu există o lege. Proiectul nu există. Nu există. Acel proiect care a fost dezbătut acum vreo 3 ani de zile, care a trecut și printr-o avizare a Comisiei de la Veneția, e prematur să discutăm. A fost și adoptat în 2013. A fost și adoptat și după aia într-o criză politică de încredere în coaliție majoritară, în mai 2013 a fost anulat. Și în cazul ăsta trebuie să știți ce faceți cu Transnistria, în cazul Sunt multe semne de întrebare ce țin de schimbarea sistemului. În primul rând e vorba de Transnistria, de votul din diasporă. La fel sunt subiecte care au fost atunci ridicate de Comisia de la Veneția, la care trebuie să găsim răspunsuri în situația în care decidem să schimbăm sistemul. Domn Candu, ce surprize aduce ziua de duminică pentru societatea Moldova? Ne referim la convocarea congresului PD sâmbătă. Sâmbătă. Este un eveniment important pentru partid, un congres ordinar, deoarece odată la 4 ani, potrivit statutului, odată la 5 ani, potrivit statutului, trebuie să desfășori lucrările congresului. Partidul a trecut printr-o fază de formare și de schimbare pe parcursul timpului. Astăzi, la ora actuală, este principalul partid de guvernare din Republica Moldova, respectiv și responsabilitatea e mai mare a Partidului Democrat astăzi decât acum 5 ani. Și sper foarte mult deciziile care se vor lua și discuțiile care vor fi la Congres să fie importante nu doar pentru Partidul Democrat, dar pentru societatea în general, pentru Republica Moldova. Domnul Lupu, acum 2 săptămâni, în cadrul unei emisiuni, când l-am întrebat despre viitorul președinte al PD, a spus o glumă: Atilicea, da Ilicea, bez infarct, da paralicea. Și unii au făcut concluzia că următorul Ilici este Adrian Ilici. Chiar nu știu dacă mai sunt Ilie după patronimic sau Ilici în partid.
Probabil a fost doar o... A fost o glumă. O glumă bună, de altfel, făcută din partea domnului președinte Lupu. În Partidul Democrat sunt multe persoane care ar putea să-și asume și au capacități pentru a-și asuma rolul de lider al partidului. Probabil e prematur acum să discutăm, să așteptăm până ziua de sâmbătă, unde va fi și votul secret și se va decide. Dar ce înseamnă optimizarea partidului invocată de către fostul șef al PD, Marian Lupu, când s-a retras din fruntea democraților și de ce a ajuns el să fie piedică? Altfel nu era retras de la conducerea PD. În primul rând, nimeni niciodată n-a spus-o și nu o să spunem că domnul Lupu este o piedică. Partidul are calea sa de transformare și de viață. Trece prin fazele de dezvoltare ca și orice om. Grădiniță, școală, facultate, senioratul și respectiv așa e și un partid. Există o perioadă de timp în care probabil intrăm într-o fază nouă de dezvoltare și de transformare a partidului și optimizarea la care ne referim noi, iarăși, ține de eficiență. Partidul, la fel ca și Guvernul Republicii Moldova, trebuie și la fel ca și orice instituție, trebuie să fie simplu și eficient și, din punct de vedere a costurilor, nu foarte împovărător. Și eficiența, asta e lucrul cel mai important. Sunt oameni foarte buni, partidul are tradiții, cea mai mare, probabil, tradiție are Partidul Democrat, anume că este cel mai vechi partid. PD poate aduce schimbarea. PD deja aduce schimbarea. Când și unde și cum veți sărbători Crăciunul? Voi sărbători Crăciunul ca de fiecare dată cum o fac în fiecare an, alături de familie, cu soție, cu copii, printr-o tradiție cehească, precum sărbătorim noi cu cina de la ora 6 și cum se mănâncă pește în seara de Crăciun. La mulți ani! Mulțumim. La mulți ani și succes. Dați-mi voi la fel să profit de ocazie să transmit cetățenilor sărbători frumoase și un an bun. Mulțumim, de asemenea.